Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, în Capricorn, etalare pentru aprilie 2021. Din seria mesajelor de la Înger, primul mesaj, cel mai iute, a venit șabloane relaționale, numărul 12. Ah, ba nu. 32. 32, da? Ah, ba nu, 12, ce am? Trebuie să-mi schimb ochelarii, da? 32, mămică. Da, 32, 3 și cu 2, 5. Asta înseamnă că trebuie schimbată energia. Ideea este că sunt niște șabloane, niște relații în oglindă. Majoritatea relațiilor karmice sunt relații în oglindă în care ne vedem calități, defecte, de obicei defecte care trebuie corectate. Și sunt dintre cele mai chinuitoare. Și evident că apare la voi în mod special această carte pentru că voi sunteți guvernați de Saturn. Saturn care reprezintă karma, greutățile, da? Dar acum, evident că nu sunteți doar de Saturn guvernați, pentru că toți avem toate planetele. În funcție de harta voastră natală, aveți și voi un loc în care... sau prin care vine norocul, norocul. Dar în general suferința vine, sau mai bine zis, lumina vine prin suferință. Era un citat de-a lui Rumi. Lumina vine prin suferință, prin crăpătură, prin durere. Acolo apare lumina. Da? Într-o stâncă crăpată, sau mai bine zis, prin crăpătura unei stânci, că vorbesc de un semn de pământ, și înțelegeți conceptul de stâncă, da? Prin crăpătura unei stânci pătrunde lumina și începe și crește planta, floarea de colț, aceea minunată și rară, da? Sau stejarul, aici este. Însă, înainte de toate, ca să ajungeți acolo, trebuie să treceți prin relații karmice și să vă înțelegeți cât ar fi de dureros. Și ce ar trebui să înțelegeți? Că trebuie să demonstrăm dragostea, că trebuie să aflăm ce este important pentru cei pe care îi iubim și să acționăm ca atare. Nu doar ce este important pentru noi, să ieșim un pic din șabloanele noastre, din tiparele noastre, că asta înseamnă relație, da? Și să oferim, în afara tiparului, ce își dorește cel de lângă noi sau oamenii care ne sunt dragi, plăcuți, colegi, oameni care ne susțin într-un fel sau altul. Vibrația către dragoste. Interesant că în aceste două cărți și aici și aici văd un curcubeu. Rămâne de văzut dacă demonstrați dragostea în relații karmice sau în altfel de relații. Oricum, cel mai important este, da, cel mai important este, da, am zis da pentru că am văzut 7 și 7 pentru mine în Saturn. Cel mai important este dragostea. Singurul lucru real este dragostea. Ceea ce construim din dragoste, nu din frică, nu din șabloane pe care le-am preluat din societate, de la familie. Da. Aici suntem nelimitați în dragoste. Și aici este chemarea să ne întoarcem, să vă întoarceți inima către lumină. Vedem ce și cum rezonează. Au vrut să se arate, în special, lumea, posibil pentru unii, o relație la distanță, peste hotare, online, posibil. Posibil să încheiați o legătură cu cineva care v-a adus suferință, într-o formă sau alta, a trebuit să vă vindecați și încheiați acum, după acest proces de vindecare, încheiați, sau după ce ați încheiat, v-ați luat un timp de vindecare și soarele în acest context, nu zi musa că semnul leului, deși aici apare semnul leului de două ori, poate că ați avut de-a face cu cineva cu marcaj în, semn de în semnul leului sau în semn de aer, dar ideea este că după această vindecare, după această încheiere, apare și trezirea, da? Și soarele și bucuria și creșterea spirituală, după ce vă eliberați de aceste șabloane. La capătul setului de cărți, iar apare puterea leu și fecioara și diavolul. Însă, sunt niște blocaje în fața cărora trebuie să rezistați. Trebuie să rezistați. Da?
Și trebuie să încercați să vă căutați o nouă perspectivă, să creșteți spiritual, să vedeți adevărul dintr-o altă perspectivă, nu al șabloanelor, da? Nu al relațiilor karmice, că diavolul pentru mine nu înseamnă musai capricorn, înseamnă relații karmice, da? Relații în care ne chinuim, ne temperăm, încercăm să lucrăm cu ego-ul nostru, da? Și ne blochează într-un fel sau altul accesul la adevăr, la victorii, dintr-o altă perspectivă spirituală. Știu că asta e, vorbim de spiritualitate și la semne de pământ, că și semnele de pământ pot să fie foarte spirituale, da? Dacă au fost pasiuni, dacă au fost oameni care s-au purtat foarte intens cu voi, v-au rănit, v-au pus la treabă, v-au dat responsabilități, încercați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, ca o creștere spirituală. Da? Să găsiți adevărul în aceste relații care se oglindesc într-un fel sau altul. Înțelegeți limbajul, da? Că nu aveți cum să vorbim ca la, eu știu ce, emisiune de divertisment. Chiar dacă am pus acest canal pe divertisment, pentru că n-aș vrea să luați deciziile doar după etalările de tarot. Ar fi aiurea. Nu, chiar ar fi foarte aiurea. Ia. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn, aprilie 2021. Deja e aprilie și încă plouă. Oh, regele de cupe. Vai ce frumos. La voi, Capricorni. Da. În sufletul vostru multe emoții, poate un semn de apă, dar nu obligatoriu, sau cineva poate are ascendent, nu contează zodia, da? Cineva cu marcaj puternic în semn de apă, peștrac, scorpion. Poate voi aveți lună în scorpion sau lună în rac, da? Și voi aveți niște sentimente foarte profunde pe care nu arăta, din care nu arătați, nu arătați decât foarte puțin. Dar vedem. Oh, aici. Da, repet, diavolul pentru mine nu înseamnă musai capricorn, înseamnă relații karmice, da? Aici și foarte frumos, relații karmice și demonstrează dragostea, nu? Că asta face. Cupa e, de fapt, inima, e sufletul. Da. Unii își pun nu neapărat sufletul pe tavă, dar arată din când în când ce simt. Măcar o parte din acest ocean de simțuri, de emoții. Aici este. Demonstrează dragostea. Și dragostea înseamnă multe, nu doar, eu știu ce, cred unii și alții. Da. Suflet posibil. Repet, să fie cineva cu marcaj în semn de apă. În trecut, magicianul, ați încercat să manifestați? Au încercat ei să manifeste, să arate dragoste și nu s-a putut din cauza șabloanelor. Da? Șabloanele. Aceste frici, ego, obsesii, adicții, sunt multe. Diavolul înseamnă foarte multe. Deci s-a dorit manifestarea ceva frumos cândva. În trecut. Acum, ia uite, valetul de spade. Se vorbește din când în când, din an în Paște, foarte, foarte subțirel, așa simt. Nu, magicianul are altă ei, arcană majoră, da? Aveți două arcane majore și un rege, da? Aici deja se scade un pic în vibrație, se trece la discuții de fond. Eventual, poate cineva spionează voi ei în ideea că se mai poate ieși din această karmă, se mai poate manifesta ceva frumos, că până acum n-am putut din cauza acestor relații karmice. Și acum poate să fie cu soarele trezirea. Și da, vreau și o să renunț la aceste relații karmice și să nu mai zică toată lumea despre mine că sunt un diavol, o diavoliță. Da? Poate. Rămâne de văzut acum. Asta e. Doi de monede. În viitor trebuie să alegeți între unul și altul. În prezent, șapte de cupe. Aveți multe opțiuni. Poate visați în continuare la ceva, ori la obsesie, la cineva care vă obsedează, vă încătușează prin pasiune și eu știu ce alte energii captivante credeți voi că are. Da, poate aveți opțiuni și visați la acest rege de cupe, variază, variază, dar. În viitor aveți de ales. Ori albă, ori neagră. Da? Yin-yang. Da? Ori e dragoste. Da? Ori demonstrați dragostea. Ori trăiți într-o vibrație înaltă. Zic așa pentru că e de la Capricorn. Poate că voi sunteți ok, da? Poate că ei nu sunt ok.
Fiecare are perspectiva lui, însă este o relație karmică și tot ce a suferit s-a oglindit pentru că aveți și voi acolo ceva de rezolvat. Treziți-vă, iubiți necondiționat și lucrurile se vor schimba. Ia uite, 5 de monede. Sfatul este, eventual, să schimbați, iar 5 aveți și aici. Schimbați aceste chinuri și leșinuri prin care treceți. Că vă oglindiți suferința uneia, se oglindește în celălalt, da? Unui șchiop, altui surd, unul așa, unul așa, fiecare are o problemă. Și atunci rezolvați-vă problemele ca să atrageți oameni fără probleme. Sau dacă aveți probleme, schimbați un pic perspectiva, nu mai mergeți prin fric și ceață, intrați un pic în acest concept spiritual, în speranță, în culoare, în căldură. Relație de cuplu pentru mine sau probleme financiare. Exterior, cavalerul de bâte. Probabil că cineva va atrage cu o energie foarte sexy. Este exterior. Chiar dacă în suflet simțiți profund pentru cineva, există cineva mult mai captivant, că aveți opțiuni. Și atunci, dacă vă duceți cu acest cavaler, relația rămâne în fric și în ceață. Chiar dacă, repet, aveți sentimente, voi sau ei. De ce vă este teamă? 4 de cupe. Probabil că acest rege de cupe plânge sau voi plângeți din cauza... Apare un triunghi. Apare triunghi, da? Nu pentru toată lumea, dar pentru unii clar este. Poate că regretați că i-ați făcut pe ei să sufere, dar asta e, pasiunea este mare. Cu cavalerul de bâte și... Da? Nu zic musai semn de foc, cineva cu marcaj. Acolo vă pune pe foc, vi s-a aprins călcâile după cineva. Că v-ați dus sau nu v-ați dus, dar vi s-au aprins călcâile după cineva, clar. Că rămâne la nivel de vis, că se și pune în practică această pasiune, iar variază. Însă posibil celălalt simte, chiar dacă nu s-a pus în practică nimic. 3 de monede. 3 de monede, iar cu 2, cu 3 și cu aventurierul ăsta și cu relațiile de cuplu karmice și chinuite, posibil să fie un triunghi. Posibil. Că fi la locul de muncă, pentru că e capricornul care lucrează, iar variază, de este că va trebui să alegeți. Va trebui să alegeți. Ori albă, ori neagră. Da? O relație asta care așa cum e, scârțâită și chinuită, merge înainte, ori cavalerul, dar cavalerul, da, e pasional, dar este singur și independent și s-ar putea să rămâne și voi singuri dacă încerca să... cavalerul nu o să accepte aceste legături karmice. El are nevoie de libertate. Cine o fi? Iar. 6 de spade. Călătoriți, încercați să vă detașați. Greu de crezut pentru că apare o suferință. Ia uite. Posibil cineva cu marcaj în semn de foc, în semnul leului, va atrage atenția într-un fel sau altul, că se întâmplă ceva, mai mult sau mai puțin, dar va atrage atenția. Da. Și totuși, apare și o regină de cupe, iar regele și regina. Posibil semnul de apă se vindecă și voi tot ați vrea, sunteți gânditori, cum să mergeți, cum să mergeți către ce vă bucură acum, ce vă bucură, regele sau regina sau cavalerul? O să vedem, hai să lăsăm doar așa, da? Clarificăm, la capătul setului de cărți, zero, nebunul. Nebunul, vreți să o luați de la zero? Sperați că vă găsiți a 10-a cupă, eventual, da? Că sunt 9. Principiul sunteți, să aveți speranță că va fi bine, ia uite. Visați, așteptați pe cineva o împărăteasă de la drum? Așteptați pe cineva o împărăteasă în sensul că un personaj care strălucește va atrage atenția? Hai să vedem. Clarificăm regele de... Cam iute. Regele de cupe. Aha, interesant.
Deci, regele de cupe, pești, rac, scorpion, dar nu obligatoriu să fie zodie, poate să fie și ascendent, și Venus și Luna, da? Separare, clar. Încheiere de capitol, nu doar separare. Lumea, gata, s-a încheiat. Voi, ei, ați încheiat capitolul ăsta. E o relație de suflet. A fost cândva o relație de suflet. Rămâne de văzut dacă se va ieși. Ia uite, suferință, da? După ce s-a sperat. Dar au fost blocaje. Blocaje, amânări, împăcări. Unul are așa un fel de a fi mai pasional. Și îl provoacă pe celălalt. Poate, repet, a apărut cineva cu marcaj în semn de foc care va atrage atenția prin felul său de a fi. Clarificăm diavolul. Clarificăm diavolul în poziția provocare. Clarificăm diavolul pentru Capricorn. Diavolul pentru Capricorn. Cine e diavolul? Ce e cu diavolul ăsta? Clarificăm diavolul pentru Capricorn. Clarificăm diavolul. Clarificăm diavolul. Uf, da, trebuie să alegeți. Probabil că un semn de foc, chiar vă semn de foc, trebuie să alegeți între relația karmică și o aventură. Dar și aventura poate să fie tot o relație karmică. Mare atenție, da? Mare atenție. Mare atenție. Ia uite. Vreți o nouă direcție, ia uite. Vreți as, as de spade. Sunteți îndrăgostiți unii dintre voi? Aici trebuie să alegeți între relația karmică și o nouă relație în care vă simțiți îndrăgostiți. Poate că v-ați plictisit în vechea relație. Asta e posibil. Da, că apare. Apare și eremitul la un moment dat cândva. Tăcerea. Și totuși, uite, sunt niște îndrăgostiți aici. Posibil că unii v-ați îndrăgostit de cineva și trebuie să alegeți. Într-o persoană veche de care vă separați și o persoană nouă în care vă flutură steagul pe la nas și, eu știu, vă atrage într-o nouă direcție. Vă semnalizează. Posibil să fie o relație la distanță. Clarificăm magicianul. În trecut, nu sunt multe, dar am văzut suferință. Magicianul în trecut. Magicianul. Văd patru de bâte. Patru de bâte, cineva cu Venus în berbec. Posibil v-a atras cineva cu Venus în berbec sau cu marcaj în fecioară în gemeni. Cineva v-a atras. V-a adus multă bucurie sau, mare grijă, poate să fi fost undeva în trecut niște manipulări în casă. Din partea cui? Voi știți, eu citesc cărțile. Manipulări în casă. Dar, repet, cineva pe de altă parte, poate în trecut ați întâlnit pe cineva foarte interesant. Cine poate fi mai interesant decât magicianul, nu? Iluzionistul. Artistul. Artistul în sensul complex al cuvântului, neapărat că practică o artă, musai. E arta impresionării. Cineva v-a impresionat. Și a trebuit să alegeți între casă și acest personaj. Unii, nu toată lumea. Și apar conflictele, apare blocajul. Da? Blocajul acasă, regina de monede acasă, iar discuții. Regina de monede pentru mine înseamnă soție sau soț, evident. Clarificăm valetul de spade. Nu știu pentru cine citesc, voi știți unde o să vă regăsiți. Valetul de spade în trecutul apropiat. Ia uite, doi de spade. Încercați să blocați comunicarea, cineva v-a blocat. Ia uite, justiția, separare, justiție, ia uite, divorț. Posibil interesant, probabil că a fost un divorț. Mai dăm o carte pentru acest doi de spade. O carte. O carte pentru doi de spade, ceea ce... sunt multe, mă. Doi de spade. Aha. Da. O pasiune care a dus conflicte. Conflicte. Ce fac? Ce aleg? Stau doar de vorbă sau manifest această pasiune? Chiar dacă mi-aduce probleme, concurență, e de luptă, o să mă lupt și cu vecinii și cu soțul și soția și cu toată lumea. Da. Ori aleg așa ceva, ori rămânem doar amici, cunoștințe și la la la. Că s-a blocat, că nu s-a blocat, voi știți, e posibil și acest blocaj.
Ok, clarificăm, 7 de cupe în prezent. 7 de cupe în prezent, rog frumos, pentru Capricorn. 7 de cupe. 7 de cupe. Blocaje. Și un ideal sau o căsătorie care se transformă. Ori, văd aici regele de cupe și turnul și moartea. Probabil că ați pus capăt unei relații cu un semn de apă pe ștrag scorpion. Ați pus capăt voi ei. Unul dintre voi s-a săturat. Se consideră manipulat sau a fost un ideal, un vis frumos care nu s-a manifestat, da? Și apar blocajele, da? Și după aceste blocaje, da, și moartea și blocaje, vedeți că aveți opțiuni. Poate că încă mai sperați, rămâne de văzut. Voi știți dacă mai sperați, mai visați. Poate visați în altă parte, da? Așa văd. Că vreți să vă alegeți un alt drum. Trebuie să alegeți un alt drum, unii dintre voi. Că există cineva care vă atrage într-un fel sau altul atenția. Sau un proiect. Dacă nu e cineva, e un proiect. Poate să fie un teren de casă, da? Astfel de bute. Un teren de casă în care să vă faceți voi un nou loc. Adică asta, încerc să dau exemple, da? Valetul de spade, da? De bute. Eliberare de o situație dezechilibrată și o inițiere de proiect. Iar inițiere, am zis as, valet de bute. Inițiere după ce vă faceți un plan, da? O direcție. Aveți 2 și 2, da? 1 și 1. Aici este. 1, 1, de fapt, și cu magicianul. E un blocaj aici. Aceste iluzii, aceste așa, această căsătorie, gata, s-a încheiat pentru unii. Poate doar o prietenie, da? O prietenie frumoasă, s-a dus, ok, se transformă, apar blocajele, poate și COVID-ul, da? Și acum rămânesc cu alte opțiuni, dați în urmă, da? Dar ce opțiuni mai aveți? Ok, asta a picat. Trecem la celelalte. Care? Asta, asta, asta. Pe care o aleg? Da. Sfatul. 5 de... Ia uite. 5 de monede. A fost clarificat cu împăratul. Da, conflict acasă. Conflict acasă cu... Dacă nu v-ați separat încă, încă mai sunt conflicte. Voi... Și soțul, eventual. Soțul și soția. Unul dintre voi are tendința să fie mai autoritar. Și de-aia relația este neplăcută. 5 de monede și 5 de spade. Pentru unii. Pentru unii, în această relație, în acest doi, a apărut un al treilea. Aici să zicem că sunteți voi. Un al treilea care încearcă să cucerească. Sau să atragă atenția, să domine într-un fel sau altul. Împăratul și 5 de spade. Poate să fie energia unei singure persoane, da? Cineva care vrea să cucerească cu orice chip. Din ce motive? Ei știu. Nu întrebăm acum motivele, întrebăm sfatul. Altă variantă, da? Sfatul este să schimbați energia, să mergeți înainte, să mergeți să vă echilibrați viața. Pentru că vă doriți echilibru 3 și cu 2, da? Și atunci, ca să ajungeți la echilibru, căutați un pic inspirația divină. Aici este sfatul. Schimbați starea de însingurare și înfricurare și de conflict. Că 5 clar este număr conflictual. Da? Și găsiți-vă, dragii mei, valoarea. Hai să vorbim și despre Capricorn chinuit. Găsiți-vă, că sunt multe, am văzut multe doamne capricoance care luptă pe brânci în familie, da? Găsiți-vă valoarea și echilibru. Încercați să vă controlați voi viața, să nu mai acceptați pe alții să vă controleze, da? Știu și Capricorn umiliți. Știu și Capricorn umiliți în cuplu. Hai să fim serioși, că nu sunteți toți chiar așa de răi. Acum depinde de harta fiecăruia. Deci. Lăsați să se ducă ce a fost. Aici este sfatul. Cinci înseamnă schimbare, da? Mergeți aici către spiritualitate și aici încercați să lăsați să se ducă cei doi, dacă voi ați rămas singuri sau dacă voi doi sunteți și lăsați-l pe celălalt singur, asta e. Încercați să vă vedeți de valoarea voastră, de ce aveți voi de creat, de imperiu pe care vreți să-l creați, de
oamenii pe care vreți să-i manifestați, poate vreți să oglindiți altfel de relații de succes și nu de insucces, da? E dreptul vostru. Dar, pentru că e un sfat aici, da? Nu pot să citesc totuși chiar oricum. Unii poate vreți o poziție profesională mai bună și sunteți dispuși să renunțați la cuplu, la, eu știu ce, alte relații cu probleme, ca să vă creați o stabilitate financiară deosebită. Mă deranjează că a apărut acești 5 de spade. Dacă aveți pe cineva invidios, mare grijă, încercați să tratați situația cu înțelepciune, împăratul, cu echilibru, cu maturitate, împăratul și regina de monede, amândoi sunt maturi, da? Dacă există cineva invidios, da? Mare grijă, mare grijă. Da, construiți-vă, studiați cum să vă construiți viața, cum să vă vindecați, cum să creșteți. Pentru că sunt și capricorni care vor să crească spiritual. Da. Să demonstreze dragoste, numai să demonstreze karma și karma. Ok. Clarificam, măi, ce obicei fac, de când fac etalare, am făcut niște obiceiuri de asta verbale, niște ticuri verbale. Clarificăm cavalerul de bâte exterior, cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte. Măi, iar clar, aveți un marcaj de foc. Cineva cu marcaj puternic în semn de foc, vă atrage atenția. Și cavalerul și șase de bâte sunt niște cuceritori. Da? Diferența este că aici cineva caută și pereche. Aici este singur. Îi place să cucerească de dragul explorării. Da? E o aventură. Dar aici deja personajul știe că mai are nevoie de o pereche. Interesant că s-a oprit la șase de cupe. Posibil să fie cineva din tinerețea voastră, din copilărie, care vă atrage atenția cu un nou chef de viață, cu un nou entuziasm, cineva din cartier, din tinerețe, da? Cu care aveți o legătură mai specială. Dar acest personaj are planete în semne de foc. Are planete. C-o fi Marte, c-o fi Venus, c-o fi Lună, are planete. Mai degrabă Marte. Marte, Venus, da? Și aici este. Alegeți. Posibil să fie chiar acest împărat. Cineva care atrage atenția. Cineva v-a atras atenția. Și vă doriți un alt fel de cuplu. Da? Asta e, vă atrage atenția. Și asta e concurența. Asta e interferența. Asta e. Clarificăm 4 de cupe. Nu, sunt multe. Clarificăm și 4 de cupe. Poziția fucilor. E cineva care regretă toată povestea, tot triunghiul, toată dezamăgirea. Poate nu e triunghi, poate sunt prieteni, poate nici nu sunteți căsătoriți și sunt prieteni. Clarificăm 4 de cupe, vă rog frumos. În poziția fricilor. 4 de cupe. Sunt multe. 4 de cupe. Da. Cineva a suferit foarte mult, se simte trădat. 4 de cupe. Foarte supărat. Semn de aer, semn de apă, posibil acest semn de apă. Se simte trădat rău de tot. Și totuși, dacă se încheie această relație de familie, își dorește o nouă cupă. Și aici s-ar putea să fie și să vă deranjeze pe unii dintre voi, dacă unii aveți tendința să fiți mai posesivi, mai geloși, v-ar deranja un pic ca acest personaj să-și caute o nouă dragoste? Ar fi păcat. Dacă voi mergeți într-o nouă direcție, lăsați-i și pe ei să-și caute direcția lor. Sper că nu sunteți geloși pe
posibilitatea ca ei să-și refacă viața, dacă voi v-ați separat de cineva. Pentru că văd în viața lor, în viața lor văd un alt semn de apă, da? Vedeți și voi, da? Căsnicia e la limită, da? Cineva e îndrăgostit, da? Încearcă să călătorească, să comunice, da? Să aibă victorie, să-și schimbe energia, să se vindece după această trădare. Deci, cine a trădat nu mai contează, să aibă o nouă perspectivă, da? Nu mai contează. Și blochează orice împăcare, da? Au suferit. Aici este energia cuiva care a suferit din cauza acestor rupturi. Clar se vede separare, da? Clar se vede separare. Se văd interferențe în relațiile voastre. Clarificăm. Dar dacă ei au această șansă, o nouă cupă, lăsați-i să-și vadă de cupa lor. Fiecare alege ce vrea. Așa simt. Adică așa mi se pare corect. 3 de monede. Acum, nu dau sfaturi nimănui, eu citesc cărțile. Sunt multe. Da, se dorește o victorie. 3 de monede. Clarificăm în poziția dorințelor. 3 de monede. 3 de monede, în general, zodia Capricornului care muncește. Muncește la locul de muncă să iasă în evidență. Muncește să-și crească. Eu știu, situația financiară se reconstruiește. 3 de monede pentru Capricorn. Îndrăgostiții. Poate că sunteți îndrăgostiți la locul de muncă? Unii dintre voi? Da, mă, da, asta e. Dacă a stagnat într-o relație karmică, pentru mine 4 de monede înseamnă și relație karmică. Dacă ați trecut prin această călătorie, în singurare, poate n-ați comunicat suficient. E o lecție spirituală, dar relațiile karmice sunt lecții spirituale, da? Trebuie să vă găsiți adevărul. Să vă găsiți lumina, eventual în altă parte, că văd că sunteți îndrăgostiți de cineva, posibil la locul de muncă. Asta e și atunci alegeți, mai. Alegeți moneda care vă aduce lumină, nu care e în umbră, da? Nu care vă ține în umbră. Dacă sunteți singuri și n-ați întâlnit încă pe cineva, reconstruiți-vă, cum a zis mai devreme, reconstruiți-vă. Conduceți-vă viața și după principiile voastre, apreciați-vă regina de monede și împăratul aici, da? Ia, vedeți? Aici, regina de monede și împăratul. Da. Și atunci reconstruiți-vă, găsiți-vă echilibru, că îndrăgostiții sunt în echilibru, masculin și feminin, ca să vă atrageți pe cineva special. Dar este posibil cineva la distanță, poate cineva cu marcaj în gemeni? Eu știu. Mai mult sau mai puțin. Clarificăm 2 de monede. 2 de monede. 2 de monede. Aceste alegeri. Da. Ce faceți? Poate că aveți de ales între un semn de apă care plânge și un semn de aer care v-a rănit. Da? Poate că cărțile se referă la o singură persoană, că am văzut separării. Ce faceți? Ce faceți? Alegeți, trebuie să alegeți. În primul și în primul rând, alegeți vindecarea voastră, că de celelalte se ocupă Dumnezeu și viața. Eu zic să alegeți vindecarea voastră. A fost o fugă. Da, o fugă. O escapadă pentru unii. Mai dăm o carte, totuși. Mai dăm o carte. Totuși, ce să aleagă? Aia este moneda tristă. Uite. Regele de spate. Încercați să fiți principiali, da? Dacă ați suferit voi, dacă au suferit ei, dacă i-ați rănit pe voi, pe ei, dacă ați fost voi răniți, încercați să fiți principiali. Alegeți dreptatea. Rațiunea, în sensul, repet, și spiritual, da? O rațiune evoluată, nu interesul, da?
Poate să fie și un avocat, că tot am văzut separări. Încercați să aveți putere. Să schimbați energia eventuală acasă, în fine. Șase de spade, clarificăm șase de spade. Ce reușește să facă totuși capricornii? Șase de spade. Măi, tot încercați să vă împăcați? Încercați să mergeți către o împăcare? Am zis că dacă a fost o influență din exterior, măi, da, s-a suferit și aici. Ia, mai dăm o carte pentru judecată. Ia, care era asta? Marea preoteasă. Frumos ar fi să luați varianta asta. Să mergeți către creșterea voastră spirituală. Să mergeți către creșterea voastră spirituală. Dar unii dintre voi mai încercați, unii, nu toți, încercați o împăcare. În secret. Aici este alegerea. Avocatul sau încercăm să vindecăm dezamăgirile. Dar cam greu. Cam greu. Mai dăm o carte după Marea Preoteasă. Da, încerca să creați ceva. Pești, drac, scorpion, eventual, că văd și aici pești, drac, scorpion, văd și aici pești, drac, scorpion, văd și aici. Acum, vedeți și voi unde vă găsiți. Dar, da. Posibil, personajul și-a găsit totuși. Da. Pentru unii, posibil acest personaj de care v-ați separat încearcă să-și refacă viața. Încearcă să-și refacă viața. Ar trebui să pun nu știu câte cărți ca să vin cu foarte multe detalii, dar eu cred că e suficient pentru că totuși e etalare generală, colectivă și am clarificat destul de multe întrebări. Sper că v-ați găsit măcar unele mesaje și că suntem în anul 2021. Încercați să mergeți către creșterea voastră spirituală. Doamnelor, domnilor, da. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Pa, pa!